Bună seara, zic din capul locului că e prima mea conferință, nu știu ce caut eu la conferințe, e am, a, a doua. A doua am fost acolo ca a, cititor de a, bilețele, adică da, nu, e, e greu. Am, am mai fost invitat la un TEDx și am refuzat, a, pentru că consider că atunci când vorbești a, oamenilor trebuie să spui din suflet să fii sincer și pe cât posibil cum ești și în viața de zi cu zi să fii și pe, și pe scenă Și de multe ori sinceritatea mea a deranjat sau deranjează și atunci prefer să, să mă de ale mele De, de radio, de, de concertele pe care le prezentăm dar m-am bucurat și mulțumesc doxologia pentru invitație. De fiecare dată sunt fericit când vin acasă. Iașul este minunat. Nu știu dacă uh, știți cum e să fii plecat de acasă și inima inima să rămână aici. Eu am zis că eu am plecat din Iași, dar uh, inima a rămas uh, aici, undeva între cele șapte coline. Să nu monopolizez pe părinte, îl știu de la Radio Nordest din Iași, un, un, instrument de presă născut în, în ziarul Monitorul. La un moment dat, Monitorul, cred că era cel mai puternic ziar din România, aveau filiale peste tot și mi-aș fi dorit tare mult ca cei de atunci să facă și o televiziune puternică la, la Iași. Din păcate, noi ieșenii, noi moldoveni, dar în special noi ieșenii, avem așa o modestie. Mi s-a zis de multe ori la București că sunt prea cu și nu reușim să, nu știu, să ne băgăm așa mai, mai în față cum o fac alții, deși au mai puține de spus decât noi. Am să încep așa cum știu că îi place și lui Daniel, spunându-vă, Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Și dacă am stabilit cine este reperul, cine este centrul în jurul căruia ne adunăm și cel către care ne orientăm, atunci discuția ar trebui să curgă foarte simplu. Cred că în seara aceasta e un moment în care și eu și Daniel, aparent, cum spunea aici Horia Gumeni, suntem în zone diametral, aș putea zice, opuse, eu vin din zona mai degrabă a purtătorilor de cuvânt, o zonă mai mai oficială, o funcție de care dacă am o ocazie ocazia să vorbesc am să spun că uh, nu, încă nu m-am acobodat cu ea, încă nu uh, pot să spun că sunt co foarte comod în această funcție. Daniel vine mai degrabă din zona uh, divertismentului și ai putea zice ce uh, pot să aibă acești doi oameni în comun. Credința, așa cum s-a spus, desigur, plus alte, multe alte elemente. Cum spunea și Daniel, acum 30 de ani ne-am cunoscut la Radio Nordest, dânsul făcea Buzduganul de seară, vă aduceți aminte de acele farse, poate unii le-ați le prins, pe mine nu m-a păcălit, nu, nu eram așa de celebru, pe vremea aceea eram unul dintre mulții ostenitori la o emisiune numită Opinia Sudențiască, o variantă radiofonică a celebrei Opinia Sudențiască, așa se dorea cel puțin era Ovidi și Monca, cel care ne coordona pe atunci, după care cumva în timp am mai am cumva reluat legătura sau ne-am cunoscut mai, mai bine, mai îndeaproape, am constatat că avem rădăcini în comune în Comuna Stănița, județul Neamț. Cred că în familie, nu cumva, Părintele Costache Buzdugan, care e tot din Comuna Stănița, nu cumva sunteți în Rudiță, el a fost consilier cultural, deci unul dintre... E o zonă acolo în care uh, cred că toți suntem în rudiți. Uh, Ioachim vine de acolo, care este da, la Rudă, Maica străță, Io, uh, părintele, de la părintele Ioanichie părintele Bălan. Părintele Vicente uh, Mălău. Da. Tot din Comuna Stănița. O zonă liniștită, o zonă frumoasă. Peste 30 de maici, călugări, mă rog, preoți care uh, vin, din, vin din zona aceea. Așadar există există această legătură dintre noi și mă gândesc că în seara aceasta ar trebui cumva să ne deschidem, să mărturisim ceva nu punându-ne cumva pe noi în valoare sau arătându-ne aici uh, ceva din, din mă rog, din din activitatea noastră, dar cumva ca să, 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 înțelegeți un pic ce se întâmplă în spatele unui comunicator. Că până la urmă și eu și Daniel comunicăm. Sunt comunicatori foarte pricepuți în această sală. Iată, l-avem pe părintele Constantin Necula. Discutabil, na, adică noi e Mă, mă contrazici? Hai să dezbatem. Hai să dezbatem. În, în zona comunicării, cel puțin la facultate de teatru pe care am absolvit-o aici în Iași, am pus o întrebare unui profesor. Zic, domn' profesor, o să fim în sală și o să jucăm o piesă și poate, nu știu, sunt sute de, 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 persoane. Cum facem? Cum, cum să ne stăpânim emoțiile? Și proful de, de actorie ne-a zis, uită-te la, la cineva din sală. Nu contează, sunt... În fiecare spectacol e un om care orice îi spune, te aplaudă, zâmbește, ia acolo pentru tine. Cum? Și atunci te fixezi pe un om din sală, eu în această seară mă fixez pe, <laughs> Pe, pe domnul rector, aplauze pentru, pentru domnul rector de la Universitatea Alexandru Iancuza. Uh, domnul Maha și felicitări pentru, pentru reușită. Uh, eu mi-aș fi dorit, i-am spus uh, domnului rector, că mi-aș fi dorit ca uh, să ajungă Gabriel Mursa, uh, rector, un uh, coleg de al meu de, de liceu, care este profesor de, de economie acolo la Universitatea Alexandru Iancuza. Și, da, în seara asta mă fixez pe domnul rector că pare așa jovial, pare încurajator. Deci, e un, un lucru foarte important că atunci când realizezi o emisiune, când faci ceva, să-ți imaginezi că o faci pentru niște prieteni. Chiar vreau să te întreb, ai această, cum să zic, imagine atunci când, când pregătești, mai ales sunt și materiale foarte multe de suflet. Din... Din câte știu în emisiunile tale, cum, cum simți această conexiune cu publicul? Pentru că, până la urmă, ești în fața unui microfon, <gântu -i> Ești într-un studio. La un moment dat, când noi avem acele sondaje care ne spun cam câți oameni ne ascultă în fiecare dimineață și avem în jur de 2 milioane și ceva de oameni care ne ascultă în fiecare dimineață în România și sunt foarte mulți români care sunt plecați afară eu le zic neadaptați, la modul plăcut. Adică ne bucurăm că niște oameni care lucrează în Anglia, în Germania, în Franța, în Italia, în, chiar peste mări și, și zări, uh, ascultă un post de radio românesc, adică nu s-au adaptat la Capital FM, de exemplu, dacă ești la Londra, ci ascultă un post de radio de acasă. Suntem legătura cu... Uh, suntem ve vestea lor de, de acasă. Eu am stat un an în, în diaspora și pot să în confirm Spania. în Spania am avut și bucuria să l-am invitat acolo și pe părintele Nicola la mănăstirea Vilaer. la granița cu, cu, cu Franța, munții Pirinei și într adevăr am văzut uh, românii cum caută să, să păstreze această legătură, mai ales cu, cu cei de acasă, să să cultive, să și audă limba uh, Sigur, sunt și foarte multe alte provocări, copiii cresc acolo, încep să, să se integreze foarte bine, unii dintre ei încep să nu mai vorbească bine românește, dar ceea ce i-a adunat în diaspora, și am observat, a fost biserica. Până la urmă ei la, la biserică se adună, mulți oameni care au plecat de aici nu spuneau că nu s credincioși, dar nici într-un caz nu frecventau biserica acolo, au descoperit biserica, au descoperit locul unde se întâlnesc, locul unde se adună, locul unde comunică, apropo de, de, comunicare, și de acolo eu luasem modelul, aplicasem de dinainte, cu acele agape care se fac, de exemplu, după liturghie, rămân oamenii, o cafea sau ce mai pot să pun acolo și încep să stea de vorbă, să comunice, să cunoască între ei. Am făcut asta cu ani în urmă la, la Biserica Talpalari, în centrul Iașului, acum sunt la altă biserică, sunt Andrei. Și după prima agapă, a fost foarte interesant, apropo de ce înseamnă să, să și comunici, uh, două persoane, unul pensionar, unul pragul pensii. Uh, au venit și m-au mulțumit că am făcut această gapă și au putut să vorbească între ei, zice, noi stăteam în strane apropiate, deja de mult timp, uh, dar n-am comunicat niciodată între noi, nici măcar nu știam cum ne cheamă unul pe celălalt. Deci mi s-a părut extrem de dureros și lucrul ăsta, din păcate, se întâmplă în bisericile noastre, mai ales în cele urbane. Unde intri într-o biserică, ieși din aceeași parohie dar nu știi cine este cel de lângă tine. Nu, în timpul slujbei, firesc este să nu stai de vorbă, să nu deranjezi, dar imediat după se... Gata, fiecare pleacă la casa lui. Și asta nu se întâmplă doar în, în biserică. Merg des în sudul continentului, tot într-o țară ortodoxă și prietenă. În Grecia. În Grecia, da. Așa și e, eram... Te duci la o cafenea acolo și discuți cu cineva, adică te așezi acolo pe un scaun, bei cafea și începi să vorbești de una, de alta și vezi că se leagă discuțiile. Foarte simplu, foarte ușor. Încearcă chestia asta în București. Persoană publică, fiind, îmi place să vorbesc cu oameni. Să uită, oh, mă filmezi, îmi faci o farță, ce, care e treaba, ce se întâmplă. Adică, noi, noi suntem uh, uh, naufragiați. Um, nu mai știm să ne adunăm, nu mai știm să să, să vorbim și asta face parte dintr-un tratament, dintr-o terapie. Cred că sănătatea unei națiuni are legătură și cu cât de mult socializăm. Oare de ce s-a întâmplat asta, Daniel? De ce? Oare să zicem doar tehnologia suntem, să fie de sau nu, ce se întâmplă? Nu, nu, nu. Suntem tari în duh. Suntem tari în duh, adică... adică? nu pot să stau, n-ai ceas ca al meu, n-ai mașină ca a mea, eu mi-am cumpărat ceva, tu nu ai. E exact cum spune, atât de simplu. Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor va fi împărăția cerurilor. Adică cumva fiecare mai plin de sine. E aroganță, e ceea ce spunea mai devreme domnul Papa Hagi despre clujeni, că există acea mândrie, acea... De fiecare dată că mă duc la, la Cluj, oamenii de acolo știu că eu sunt nebucureștean, sunt ieșean moldovean și încep să, să spună mă, dar ăia de la București sunt atâta de răi și atâta dic dar ai fost acolo? Am fost, într-o zi m-am plimbat pe, pe la Obor, am avut de luat zic, dar eu trăiesc acolo din 2000 2003 și, și pot să zic că sunt și oameni buni și oameni răi. Fiecare are Bucureștiul lui, eu, eu am anumite zone unde mă plim și mi stare dragi. Am niște oameni cu care mă întâlnesc și mi stare dragi. Adică depinde ceea ce vrei să, să, să găsești în, în, locul acela. Ce ai tu în inimă. E ca la, îmi, îmi, spun, mai vorbesc cu o grămadă de prieteni și spun, bă, te văd că duci la biserică cu spovedania asta, cum? Am încercat, am fost la un popă, dar nu, nu e ok. Zic, dar la doctor ai fost la unul? Nu, am fost la mai mulți. Păi du-te și la, și la părinți, Găsește-ți unul care să fie pe, pe sufletul tău. Corect. Aici e uh, o problemă pe care și eu încerc de mai mulți ani să, să, să o rezolv apropo de, de a crea comunități, pentru că de, a, de asta avem noi nevoie. Dacă vedeți acum uh, toate, ca să zic așa, atacurile, unele concertate, mă rog, uh, sistematice sau nu. Nu cădem în teoria conspirației, dar ceva se întâmplă, e clar, care afectează și zguduie în special familia, în general comunitățile. Ne uităm la tot ce, tot ce se întâmplă într-un bloc. Înainte de 89 ne știam toți. Ne... Și băteam, adică băteai la etajul 4 să iei un pahar cu apă? De exemplu, da, sau împrumutai o lingură de zahăr de la vecina, ulei de la alta, adică era... O, cu tot o altă atitudine, altfel ne, ne strângeam. Acum e clar că nu se mai cultivă lucrul acesta, nu știu dacă e ceva natural, e ceva indus. Și atunci eu încerc, zic, măcar noi în biserică să fim aceste nuclee, să reușim să-i să apropiem și când vin oameni, mai ales acum postul mare, vine lumea la spovedit, Încerc să-i conving să vină și să fie parte din această comunitate, să-i cunoască pe oameni, să participe la anumite întâlniri. Avem după liturghie o agapă, o discuție. Sunt tot felul de activități care se fac, inclusiv avem momente în care vedem câte un film artistic și o comentăm, și nu un film religios, dar filme care. Păi dacă citim uh, uh, clasicii, uh, uh, mi-amintesc de Roșu și Negru, de uh, multe alte romane în care uh, oamenii cunoșteau viitoarea soție la biserică. Atunci părea ceva frivol, dar în curtea bisericii la o agapă, poți să faci cunoștință. Am astfel de cupluri, Oameni care s-au cunoscut la, la biserică, au venit poți la să pui medit, bazele unei afaceri curtea uh, să unei în în bisericii. La spun. modul serios, serios, să vă ajutori să vă în diaspora, de exemplu, în curtea bisericii oameni și de vă de să de dar mai întreb, știi ceva, ai auzit, uite acolo, poți să te duci să te angajezi, mai schimbă informații despre legislație, deci inclusiv asta se întâmplă. La noi, abia dacă reușim să-i să mișcăm în, în zona aceasta, de a se apropia unii de alții. Dar, Daniel, hai să, să revenim la, la tema principală. Cum e să fii comunicator? Cine este omul din spatele comunicării? De ce comunici? De ce simți nevoia să faci lucrurile pe care le faci? Ce te motivează? Să aduci bucurie în fiecare dimineață unor oameni, navetiștilor de lux, cum le spunem noi așa din când în când, adică sunt oamenii care te ascultă în mașină, să le aduci bucuria de a începe o nouă zi, de a avea curaj să meargă mai departe, de a râde. E foarte important și chiar la un moment dat mă gândeam că noi facem chestia asta la București cel puțin de 20 de, de, 20 de ani suntem lideri și zic, Doamne, ce minune! Și nu vine să cred cum niște oameni, atâtea și atâtea generații, stau, au rămas înțepeniți pe programul pe care noi îl facem în fiecare dimineață. E acea bucurie. Noi facem chestia asta din dragoste de, pentru oameni și, în primul rând, pentru noi. noi. Noi ne simțim foarte bine acolo. Suntem, la un moment dat... Ați creat și vă o mică familie. sunt. Da, ca la știu. grădiniță. Ca o, ca o grădiniță suntem. Uh, un loc în care ne comportăm ca niște copii. Pentru că cu Mihai sunt... Uh, uh, de atâția ani cu Mihai Morar, sunt de atâția ani, nu ne-am certat, deși am avut, suntem total diferiți, am rămas împreună, suntem o echipă. Și mare lucru ca, după atâția ani, în România să existe doi oameni împreună. Era apropiat de cele ale credinței sau tu ai fost cel care l-ai adus pe Mihai? A venit. A venit natural, a descoperit lucrul ăsta sau... Sau a fost împreună, ați fost într-un... Îmi doream tare mult, de exemplu, la un moment dat să mergem la Muntele Atos și a... aveam lucrul ăsta în minte, în suflet și la un moment dat a venit el la mine și m-a sunat într-o zi, eram în vacanță și auzi, nu vrei să plecăm poi bine la Muntele Atos? Și zic, Doamne, ce minune, deja am gândit și s-a înfăptuit lucrul ăsta. Și la Muntele Atos, uh, uh, duhovnicul de la mănăstirea Vatopedu, părintele Kiril, prima dată când am fost acolo, m-a întrebat uh, ce-i cu mine, ce sunt eu, cu ce mă ocup. Și am zis că, uite, fac, uh, fac uh, emisiuni. Și el a zis, nu. Tu, care vorbești cu cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să faci misiune. Și de aici a venit ideea de misiune în emisiune. Exact. <laughs> Titlul conferinței de astăzi. Deci. E titulatura atonită. Exact, da. Și având uh, și un alt lucru, am avut uh, um, o, o întâmplare cu un copilaj care era la biserică și se uita prin uh, prin, glasvantul, uh, glasvant, prin vitrarile uh, uh, de acolo din biserică, a văzut un sfânt și a zis lui maică sa mamă, eu știu ce înseamnă, un copil de vreo șapte-opt ani, mamă, eu știu ce înseamnă un sfânt. Și mai s-a întrebat ce înseamnă un sfânt. Un om care lasă lumina să treacă prin el. Superb! Deci Stăniloae, deci, nu? părinte are definiția asta cu a fi transparent, nu? Omul să ajungă să fie transparent Dumnezeirii, Dumnezeirea să să-l să pătrundă și să... În momentul când te lași că nu poți, adică uneori ești om, te mai super, te mai enervezi, te mai... Uh, uh, în momentul când lași lumina să treacă prin, prin tine uh, n-ai cum să fii rău. Sau ești rău mai puțin? Că nu avem cum să scăpăm de, să scăpăm de uh, răutate total, că greșim. Suntem ispitiți. Suntem ispitiți de multe, așa este și... Uh, acum, uh, cred că una din marile ispite este și aceasta că comunicăm prea mult. Este inflație, cred eu, de comunicare, de deci ce... Nu mai avem plin, ascultare. plin internet, exact. Nu mai știm să ascultăm nu știu dacă e aici în sală, părintele Nicodim Petre, poate unii îl știți, mi-a povestit cum la un moment dat a făcut un exercițiu când era la, la Suceava, la Racla Sfântului Ioan cel Nou. Și zice, na, lumea vine, vrea o rugăciune, vrea o dezlegare, vrea un sfat, dar zice, mi-am propus într-o zi să stau acolo și să nu spun nimic, doar să ascult. Și zice, vine o femeie, părinte, am probleme cu soțul, că bea, că face, că drege, că nu știu ce. Eu mă rugam pentru ea și mă uitam și nu ziceam nimic. Da, și mai face nu știu ce și la un moment dat zicea, da, știu că și eu ar trebui să fiu mai înțelegătoare, poate ar trebui și eu să nu mai fiu așa de rea, poate ar trebui să-l aștept mai cu un zâmbet, poate. Zice, eu mă rugam și nu ziceam nimic. Și ea, totuși, ajunsese ea să-și dea sfaturi, ea să înțeleagă ce se întâmplă și ce ar putea să facă. Și pleca bucuroasă. Deci sunt foarte mulți oameni care pleacă bucuros și încărcați doar pentru că i ascultat. Pur și simplu. Nu trebuie să le dai dreptate, pur și simplu trebuie să i uh, săi asculți, să i primești noi, nu ne mai primim unii pe alții. Păi acasă nu te ascultă copiii, nevasta nu te ascultă. <laughs> uh, la, uh, nu primești cum auzi, se... auzi dar sunt unii care te ascultă de o anumită da. culoare. <laughs> Cu ochii. Uh, de culoare. Uh, Totuși nu primești... cineva te ascultă pe asta. Uh, Cum se spune acum mai nou, nu am primit, sunt supărat că n-am primit validare, n-am fost validat. Și atunci îți răstorni clepsidra de, de emoții negative în fața primului om pe care îl vezi mai slab decât, decât tine. Da, și apropo de, de actul comunicării... Uh... Tocmai ce spui și atitudinea aceasta față de celălalt și așteptările. Noi, în general, avem așteptări. Alții să ne facă, alții să se comporte. Nu mă gândești ce pot eu să fac pentru celălalt, ce poate să facă celălalt pentru mine. Asta se întâmplă pentru că, cumva, punem distanță. Mai întâi ne înstrăinăm de noi înșine, că asta e marea dramă din ziua de astăzi. S-a vorbit mai înainte despre uh, inteligență artificială, despre mediul digital, despre. Uh, am ajuns. Uh, ca să folosesc un cuvânt poate prea dur, foarte mulți dintre noi suntem un soi de boschetari digitali, boschetari virtuali. Oameni fără casă, homeless. în momentul în care tu nu mai ești în lăuntru tău, singurul loc unde ești acasă este în inima ta, în adâncul tău, unde te întâlnești cu Dumnezeu. Dacă te duci în afara ta și rătăcești prin pustiul acesta digital, lucru, găsești cu siguranță lucruri bune, sunt oameni care trebuie să lucreze. Una este să te folosești, să intri acolo pentru că ai ceva, o lucrare, inclusiv, iată, partea asta de comunicare, uite, Daniel, de exemplu, e foarte activ pe, pe Facebook sau pe alte rețele, nu, nu m-am uitat, dar cu siguranță pe Instagram te-am mai văzut. Uh, și alta este să, să fii acolo mai tot timpul, practic, mintea ta e tot timpul acolo. Și atunci ne dăm seama că, cum să zic, că împlinim o, o paradigma căderii omului. Am, am folosit expresia asta pentru că am auzit și eu la un, la, un, la un părinte. Spunea la un moment dat, zice, Adam și Eva au fost primii boschetari din istorie. De ce? Păi ce au făcut când au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului? Au văzut că sunt goi și când au auzit glasul lui Dumnezeu, s-au ascuns printre copaci. Între boscheți. Nu? Și când au întrebat, Adame, unde ești? Ne-am am, ne -am ascuns pentru că ne-am văzut că sunt, că, sunt, că sunt gol și m-am ascuns, m-am rușinat. Deci aici, aici este drama. Mai întâi ne îndepărtăm de noi înșine, ne îndepărtăm de această casă care este adâncul nostru, singurul loc unde ne întâlnim, în deplin cu Dumnezeu, care este inima adâncul ființei noastre și atunci, îndepărtându-ne de noi înșine, ne îndepărtăm de ceilalți. Ne îndepărtăm de ceilalți și dacă îi îndepărtăm pe ceilalți, avem așteptări care nu se cuvin de la ei și nu comunicăm așa cum se cuvine. Adevărata comunicare, până la urmă, că nu știu cât timp mai avem, că poate sunt și întrebări din sală, ca să spun ce am de spus, că eu atâta un lucru am de spus, am, ce am spus până acum nu e esențial, adevărata comunicare este în rugăciune. Eu când vreau să spun ceva suției mele, sau când vreau să spun copiilor, sau când vreau să spun presei, când ies să comunic, și presa, cei care mă știu din presă, știu, știu despre ce vorbesc cel puțin unii dintre ei, care, unii ușor- ușor, au venit inclusiv să se spovedească la mine. Ei au ales, aș, așa au simțit ei. De ce? Pentru că mă rog pentru ei. Înainte de a ieși să, să vorbesc. Bine, a fost la un moment dat, chiar și un demn al Mitropolitului, mă, înainte de a ieși, citești o catismă la psaltire, înainte de a da o declarație. Pune-te un pic la rugăciune. Dar oricum aveam exercițiul acesta cumva. Și mă rog și pentru ei, pentru cei care sunt în fața mea, rugându-mă pentru ei, automat cumva îi, îi cuprind din inima mea și pe cei cărora mă adresez. Nu iese tot timpul lucrul acesta. Spuneam la început, ca să nu mai lungesc prea mult, că nu sunt confortabil cu, cu această funcție. Aș renunța oricând. O fac numai din ascultare. Cel mai bine știe Părintele Mitropolit. Nu-mi doresc această funcție. Nu mi-am dorit-o niciodată. Practic sunt primul purtător de cuvânt al, al Mitropoliei Oficial. În, înainte n-a fost, nici înainte de 89 nici spunea problema. Uh, nu este ușor. Uh, aș vrea să fiu mai liber, să pot să cum să zic, să mă exprim într-un fel al meu. De multe ori sunt... Cumva obligat să intru în, în, în niște, ca să zic așa, canoane, nu e nicio problemă. Mă, mă adaptez. caut să, să văd care este, ce este esențial acolo, dar caut am căutat să fac din această funcție un mod de a, de a mă conecta cu oamenii ăștia acoprinde în inima mea. Și asta cred că contează până la urmă. Când ai pe cineva în inima ta, poți să-i transmiți orice va primi cu adevărat, indiferent. Sigur. Folosim limbaj verbal, non-verbal, dar ce îi spui tu din inima ta, Dumnezeu mută din inimă în inimă, cum zice Părintele Rafael Noica, satelitul Doamnei. E curgă cine pe satelitul Doamnei și din satelitul Doamnei se duce în inima celuilalt. Asta este traseul. Poate că această experiență de comunicator ar trebui să o, să o împărtășiți în, în biserică, pentru că noi nu știm să comunicăm, pentru că nu ne-a învățat nimeni să comunicăm. Acasă când uh, copiii, în multe familii, există o situație, mama țipă, tata țipă, copilul dă și el să spună ceva săracul și este inhibat, este traumatizat. Poate că și în biserică ar trebui ca preoții să povestească lumea cum se comunică. Păi, se, nu știu. Okay. Haideți să vă la, dau un, un exemplu concret. Uh, o familie, ca să vedeți ce, ce face rugăciunea, nu, deci... Vă dau, la un moment dat, bărbat, femeie, doi copii, s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, nu se mai spovedesc la mine, eu vă spun așa povestea lor. El, un comportament, să zicem, ceva mai dur. Nu abuziv, dar oricum mai dur față de soție. La un moment dat, soția, nemai suportând tipul acesta de relație, Întâlnindu-se întâmplător cu prima ei iubire din tinerețe, căsătorit și domnul acela, a zis, gata, ea divorțează ca să se căsătorească cu acesta, că a început să să comunice. Nu se întâmplase nimic fizic între ei, dar comunicau foarte mult, prin telefon, prima rog. Ce a făcut omul acesta? Un om care era din biserică cumva, dar atunci nu, nu era el foarte hotărât, foarte așezat. Are și rude preoți, în fine zice părinte, și asta a început s-a pus la rugăciune, când se culca soția se ducea în bucătărie, era singurul loc unde putea să se roage și începea să se roage și cu, după ce termina ce avea pravilă, începea cu rugăciunea Doamnei Iisuse și a spus așa, au fost săptămâni luni, nu știu exact, nu mai țin minte cât omul acesta de ce asta făcea, nu-i mai zicea nimic ea toată ziua l-a amenințat, divorțez și mă recăsătoresc, divorțez și chiar a divorțat între timp, chiar a divorțat. Deci s-a pronunțat și divorțul, dar stăteam tot în casă cu el și cu celălalt, că după aia a venit și ea la mine la spovedit, n-a avut niciun contact fizic, doar că zicea, când mă căsătoresc atunci. La un moment dat, efectiv, omul acesta a început să aibă rugăciunea inimii. O rugăciune pe care sunt călugări, îmbunătățiți, sunt oameni care greu se chinuie. Dar omul ăsta atât de mult și-a pus inima și se ruga ca soția lui să-l să primească din nou și să, 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 să se refacă relația lor, încât Dumnezeu a dat darul acesta al rugăciunii inimii. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat, că a venit femeia și mi-a povestit. Părinte zice, eu am cunoscut, am vorbit cu ea și când era în, înainte de divorț. Zice, nu o să mă convingeți. Eu vreau să divorțez, chiar dacă el s-a schimbat, nu mă interesează. După care tot ea a venit, a doua când am văzut-o și zici, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. M-am trezit ca dintr-un coșmar. La un moment dat totul s-a luat de pe mintea mea, de pe inima mea, mi-am dat seama că eu am soț și că vreau să fiu cu el, mi-am dat seama că dincolo era o păcăleală, pur și simplu și femeia aceea la rândul ei s-a întors în biserică. E, după ei s-au împăcat, sunt împreună, sunt bine și acum, doar că el a pierdut rugăciunea inimii. N-a mai avut aceeași râvână, n-a mai avut aceeași motivație, că de te a avut, de motivație. La început a fost gândul, că așa, e, așa se întâmplă în inima, în capul nostru, intră tot felul de gânduri, și dacă nu avem filtru, acele gânduri se transformă în alte sentimente. Că nu po un bărbat care uh, se îndrăgostește, se duce acasă la nevastă și spune, știi ceva, mm, așa mi-a venit, așa, na, sunt pradă uh, sentiment. Păi, da, dar sentimentul ăla se creează că tu ai lăsat mintea vraiește, nu ți-ai pus niciun filtru. Că dacă te gândeai, păi am doi copii, ok, îmi place femeia respectivă, dar am doi copii acasă, am o familie, se poate duce totul de rupă. Când îți pui un filtru de genul ăsta, nu ajungi la pierzanie, la sentimente de divorț, la... Dacă îmi dai voie să completezi ce spui tu, tot un caz de genul acesta, o femeie necăsătorită s-a îndrăgostit de un băbat căsătorit. Și că ea îl iubește, îl iubește, în fine, acela nu prea răspundea, la, la, semnalele ei și indiferent ce încercam să-i spun și cum încercam, nu, nu reușeam să, să o scot din asta. Și ea tot îmi spunea, dar eu iubesc, eu din inimă simt sentimentele... Sunt curată. Mii, da. Și eu îi spun așa, gândește-te, dacă este cineva la nu știu câte galaxii de noi și un satelit din jurul Pământului transmite un semnal în spațiu, cel care va primi semnalul, ce va zice? De unde e semnalul? De pe pământ. Dar el nu e de pe pământ, e de undeva de la un anumit nivel, nu contează câți kilometri ori fi, dar nu-i de pe pământ. Așa și la tine. Ce simți tu nu-i pe pământul inimii, e undeva în văzduh. Acolo unde, apropo de uh, războiul nevăzut, care se duce în văzduhul inimii, acolo unde poți fi atacat, pot fi lucruri care să fie, cum să zic, pervertite, sunt lucruri uh, bolnăvicioase acolo, dacă ceva, uh, cum să zic, nu, nu e curățit acolo în inima ta, poți fi vulnerabil la niște atacuri ale unor duhuri, mă rog, și se creează și acele se folosesc de, de slăbiciunile tale ca să-ți dea impresia că e dragoste. Dar nu e dragoste, este o legătură bolnăvicioasă. Deci dragostea curată este cu totul altceva. Și dragostea, când ai dragostea aceea curată, în primul rând nu aștepți nimic de la nimeni, nici într-un caz nu te gândești să strici casa cuiva, adică sunt multe și multe alte criterii, desigur, despre care am putea vorbi când vorbim despre, despre dragoste curată. Dar poate cineva dorește să intervină, Daniel, să zic să, să, le dăm șansa, pentru că profitați dacă vreți acum cât puteți să, să, să adresați o întrebare. Dacă sau vrea cineva să pună o întrebare... Or, oricui dintre noi, poate aveți o curiozitate sunt, e o șansă, nu știu dacă ne, nu știu dacă ne mai vedem în formula asta și ne mai deschidem noi așa da, să spunem până, și din culise câte ceva până vine cineva să, să pună o întrebare, aș vrea să vă întreb uh, cum, cum îi rezolvați pe oamenii care sunt uh, care vin la spovedanie și Uh, Știi asta pentru nu... că și tu ai trimis pe cineva, nu? Da, am trimis pe mulți oameni, da Și uh, oameni care vin la spovedanie Și de fapt, în loc să se spovedească ei Ei dau vina pe alții Da, părinte, am greșit da, am greșit că cu tare coleg Sau uh, nevastă mea am a pus Adică oameni care Au o, o aroganță Au un uh, Un ego foarte puternic Cum, cum spargeți? Da uh aici e clar, ăsta este cel mai complicat lucru, să ajut să, să un om sau să îl ghidez cumva să înțeleagă că este stăpânit de acest ego al său. Până la urmă e în joc, e libertate omului. Dacă el se încăpățânează, poți să stai. Rugăciunea este cea care într-adevăr ajută cel mai mult. De ce? Pentru că acționează cumva Dumnezeu din lăuntru inimii lui. Asta e cel mai important, să-l ajut să, să miște ceva în lăuntrul lui. Dar în, în dialogul acesta ce, ce mai pot face, de exemplu cum spune ei spun că sunt în conflict, cu tare îmi face, cu tare mă provoacă cu... și eu tot timpul încerc să-i explic, reacția este a ta, problema este la tine, nu la celălalt. Atitudinea pe care o ai tu față de. Păi nu, dar celălalt mi-a făcut și mi-a adresat, da, celălalt este, cum să zic, că creează contextul prilejului, cu care ies lucruri care sunt în inima ta, care erau acolo și înainte. Nu, părinte, că nu înțeleg cum vine asta. Și atunci îi spun, măi, uite, zic, întindem mâna. zic, te-am atins așa, ce ai simțit? te Ai urlat de durere? Te-ai enervat? Ce ai făcut? Nu, cum ai simțit? O atingere ușoară. De ce? Pentru că e, mâna e sănătoasă. Dar dacă acolo e rană, vie. Dacă ești după ce ai stat la soare și te-ai te, -ai, te -ai pârlit, că acolo și vine sezonul și vine cineva și așa, prietene, ce faci? Nu urli, zici, ia mâna de pe mine, că și el a venit cu un gest amical, a venit să te îmbrățișeze. Tu reacționezi în virtutea unor răni pe care tu le ai. Deci rănile tale reacționează. Dacă inima ta ar fi vindecată, dacă tu ai fi în pace, poate să te chinuie cineva ca pe mucenici, că nu, din, 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 inima ta țâșnește ceea ce este acolo. Exact cum drobești strugurile în teasc, iese must. Nu iese fantaș, nici altă băutură răcoritoare. Nu e totul personal așa cum uh cum o facem de cele mai multe ori. Că de, acolo ne și supărăm. Pentru că luăm totul personal, avem întotdeauna senzația că cineva are ceva cu noi. Și e normal atâta vreme că suntem ce trans pe noi și ne totul se învârte în jurul nostru. În momentul în care ieșim din capcana acestui egoism, atunci înțelegem centrându-ne pe celălalt, pe Dumnezeu în primul rând și prin Dumnezeu pe celălalt, după care vedem lucrurile într-o altă lumină și mai mult decât atât, când cineva ne atacă sau ne provoacă sau ne vorbește urât, un tramvai, nu știu, dă peste tine sau din greșeală, l-ai împins un pic și ăla te înjură și -ți... îți dai seama că Omul acela are o problemă, are o, are o durere acolo. Poate i s-a întâmplat ceva, poate a primit o veste, poate e în depresie. Uh, Începi să vezi uh, necazul din spatele acestei reacții și nu okay. mai vezi această reacție. Și în sensul acesta, nu mai e la modul personal. Te gândești că el, săracul, are, are ceva acolo și are nevoie de ajutor. E ca un, de multe ori să știți că e ca un strigăt de ajutor. Chiar și când cineva ne. Uh, nu ne trage o palmă, nu știu, apropo de cuvântul evanghelic. Când îți dă, când primești o palmă pe un obraz, întoarce și pe celălalt. Pe păi de ce să-l întorci și pe celălalt? Păi că în felul ăsta e început unei comunicări, apropo de comunicare. În felul ăsta se leagă un dialog. Ăla atâta știe, este te plesnească. Bine, frate, poftim. Prima replică e a ta, asta. Replica a mea, a doua, este asta. Mai tai, încă o replică. Și intrăm în dialog, la un moment dat se schimbă ceva. Și Hristos a intrat în dialog, suntem un postul mare. Până la urmă l-au lăsat să-i facă toate câte au vrut, cum zice în Evanghelie. De ce? Ca a fost singura modalitate în care se putea întâlni cu ei. Nu exista, nu există alt loc sau alt mod în care uh, ceea ce pune Dumnezeu, ce. Vrea Dumnezeu de la noi cum ne cheamă Dumnezeu să fim și ceea ce este Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu, adică verticala, să se întâlnească cu orizontala unei umanități căzute, aplatizate, o, o umanitate care uh, caută către cele pământești. Unde să se întâlnească? În cruce. Acolo s-au întâlnit voia Tatălui, pe care a împlinit-o Fiul, și voia oamenilor care au vrut să-i facă rău. De aceea e teribil locul, de aceea e un punct de întâlnire crucea. Acolo e momentul în care el îmbrățișează, el întinde brațele, îi pun piroanele. De aceea puterea crucii este atât de mare. Și de aceea așa poți să câștigi pe celălalt. Când zice să se lepede de sine să-și ia crucea, cum s-a zis în duminica trecută, duminica crucii, se referă la crucea aproape lui. nu e vorba de crucea ta. Dacă te-ai îmbolnăvit și ai o, o, durere sau ai un necaz, este și asta o formă de cruce, dar nu este încă adevărata cruce. De multe ori te-ai îmbolnăvit de ficat pentru că ai băut, ți-ai distrus ficatul. E o consecință a unor alegeri. Dar momentul în care vrei să-ți asumi crucea, cum a asuma Hristos, îl asumi pe celălalt. Celălalt este cruce pentru tine. Celălalt, cum să zic, te poate răstigni prin ceea ce face. Și tu asumându-l, păstrându-ți legătura cu celul verticala, îl poți ține aproape de tine. Și în felul acesta îl poți ajuta și pe el și pe tine te adâncești în această dragoste jertfelnică a crucii și pe celălalt îl poți câștiga. Aici sunt multe de, de discutat apropo, apropo de cruce și cea mai mare provocare, discutam recent cu, cu ai mei, este cum facem să unim cele două brațe. De multe ori noi suntem în biserică și avem reperul, avem verticală, avem credință, avem, știm multe, nu mai zic, acum, conferințe, cărți, texte, suntem foarte informați, știm, cunoaștem care este verticala. În același timp ne vedem orizontala, slăbiciunilor noastre, neputinților noastre. Nevoile. Nu mai zic câte sunt. Cum facem să le unim? Că asta e problema. Noi avem impresia că este o cruce, dar încă nu este cruce. Cele două brațe sunt încă neatinse. De la distanță parcă sunt unite, dar nu sunt unite. Cum fac să unesc? Și nu pot decât într-un singur fel să, să zdrobesc aceste ego meu și să cultiv toată atenția la Dumnezeu. Un singur gând să am către Dumnezeu. Ăla este punctul de inflexiune dintre, dintre cele două brațe și abia atunci se formează crucea care este eliberatoare, care aduce bucurie, cruce care nu e suferință, suferința e în plan secund, suferința e metabolizată, transformată în bucurie rămâne, e reală, Hristos pe cruce a suferit real ca un om, dar felul în care el iubea co, covârșea toată durerea aceea, de el, el era atent la Ioan să-l încredințeze, să încredințeze mamei sale, ma, uh, mama iată fiul tău, uh, de aceea zicea uh, părintei artele lor că nu știu ce fac, el se gândea la ceilalți, pe drumul crucii zicea nu mă plângeți pe mine, fiice ale Ierusalimului. El era zdrobit, terminat, stors la propriu, și nu se gândea la el, zice, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe fiii voștri, că dacă asta fac cu lemnul verde, ce vor face cu cel uscat? Lemnul verde fiind lemnul cu sevă în el, cu viață. Adică dacă cu Hristos, care este viața, au făcut asta, ce o să facă cu noi ca suntem uscați, uscați de viață, storși? Și ai, ai, vedeți dragostea lui, deci să avem încrederea aceasta că se poate cu această putere a lui Dumnezeu să, să biruim toată răutatea și toată suferința în felul acesta, asumând-o, integrând-o și uh, punând-o în forma aceasta cruciformă. O să evoc uh, o ieșeancă pe care am vizitat-o acum câteva luni uh, la cimitirul Belu din, uh, din București și la final o să, vă zic, uh, o să vă zic de ce asta. Apropo de comunicare și apropo de, de cum să scăpăm de... De Duhul uh, egoului, de, de puterea asta pe care o avem în uh, uh, noi. Magda Isanos, uh, o eșeancă, care nu este foarte cunoscută, din păcate, a scris o poezie minunată, Murim ca mâine. E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, ori să mai steie voioși. În vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care și răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna, tot așa, o să se plece mirată peste apa care trece, noi singuri, nu o să fim a doua oară. Și îmi pare așa ciudat. Că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de abia o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim, noi care așa de repede murim. Am uh, evocat-o pe Magda pentru că. Cred că frica de moarte, frica că suntem între TIC și TAC, poate ne-ar ne -ar face mai conștienți de faptul că suntem mici, suntem foarte mici. Și frica de dincolo, orice om care merge la biserică și orice om care este preocupat de, de, de cine suntem și care e misiunea noastră pe pământ. Se, gân se gândește la faptul că Sufletul care este inefabil, este, nu este materie, se va întâmpla ceva cu el după ce bucata asta de humă se va întoarce înapoi în pământ. Și cred că atunci egoul ul dispare frica, prin frica de moarte. Din păcate, suntem într-o epocă în care felul în care ne raportăm la moarte este este greșit. Pe de o parte, moartea a devenit foarte familiară prin toate aceste, mai ales filme, în care mor câte 10 pe minut, nicio problemă, se pare ceva normal, se moare, se împușcă, se... nu mai zic de jocurile pe care copiii învață să ucidă, să nu mai e o problemă să ucizi pe ce un personaj. Pe de altă parte, prin faptul că deja și cu generațiile tineri, dar și cu ceilalți, căutăm să stăm cât mai departe de morții noștri. Înainte când îți murea cineva drag, păi îl punea acolo în casă și stăteai și prohodeai până îl doași de acolo părintele și îl ducea la groapă. Știți că apropo de părintele, cine a zis asta? Nu știu. Că la voi cum se îngroapă uh, morții cu preot? Zice, nu preotul rămâne afară. Da. Și nu mai ține morții acasă, acum mai legi, mă rog, reguli, abia pe la țară poate, pe unele locuri, prin capele care trebuie amenajate și ele nu știu cum, să aibă nu știu ce temperaturi, fugim de asta, apoi copiilor. nu mai plângem, am văzut, am fost la câteva, în câteva situații de genul ăsta în care vedeam, mă uitam, era emoționant, erau niște oameni la care, pe care i-am cunoscut și oameni care, la care mă țineam și la un moment dat observam că plâng eu mai mult decât membrii familiei. Da. Adică nu mai există acea emoție, acea. Com... Păi da, dacă nu supărare ai compasiune, pe care... a, da, a, a, a fi împreună, a pătimi, adică durerea celuilalt să fie și durerea ta. Când celălalt este și mor, cu atât mai mare trebuie să fie, să fie durerea ta. Dar asta este și un efect, cum spuneam, al, al răcirii relațiilor, inclusiv în, inclusiv în familie. Dar spuneam, inclusiv pe copii, îi ținem nu cumva să vadă, nu cumva. Sfatul meu este nici să-i forțăm dar nici să-i ținem de la distanță, să nu vadă pe bunica, pe nu știu ce, că a murit. Nu, să aleagă el dacă poate să stea bine, dacă nu stă, iarăși bine, dar ei au nevoie să se obișnuiască cu faptul acesta al morții, să înțeleagă ce, ce impact are moartea, să știe, că altfel nu are de unde să fie frică de moarte. Ca să nu mai zic că vin și ne amăgesc cu unii, apropo de curentul acesta acum al progresului tehnologic, cum că putem să trăim la un moment dat, tehnologia ne va ajuta să fim nemuritori. Și atunci suntem anesteziați. Și nu mai suntem atât de... moarte e o chestiune undeva acolo. E surpriză mare când vezi că moare unul, parcă e ceva nefere și imediat. Îl ținem cum îl ținem, îl îngropăm repede și am încheiat. Nu mai zic de pomeniri, de toate acestea și aveau rostul lor. Și Parastase și toate celelalte te țineau în legătură era cu. Era o întâlnire cu familie, era o comunicare. Nu mai zic că te aduna, te aduna, dar eu știu că aproape la toate mormântările în familie la care am fost, se plângea, se, mă rog, fiecare suferea. După ce ne trăiam toată durerea și toată suferința, după ce mortul era pus în groapă, se termina și praznicul, după aia începeau primele zâmbete, începeau primele glume, începeam să ne aducem aminte și momentele nu știu de care din viața celui care a trecut de lângă noi. Adică, e și un efect din ăsta terapeutic, te, te ajută. Îți și trăiești durerea până la capăt, și după aceea te și revigorezi în, în, în relație cu ceilalți, cum spuneai. Se creează o, o, o legătură mai strânsă în, între membrii unei, unei familii lărgite. Um, trecând de la, de la moarte la viață, apropo de, de, de comunicare, sunt anumite școli din, din București și grădinițe care au adoptat o nouă metodă. Copiii uh, sunt vizitați de către uh, profesori, se duc în mediul lor, acasă. Pentru că tu, văzându-l pe profesor care vine în casa ta, mănâncă, vorbește cu părinții tăi, parcă nu-ți vine, știi, să uh, ai o atitudine așa zeflemitoare la, la adresa profesorului. Din păcate, sunt multe, sunt multe școli unde copiii nu se mai ridică în picioare în momentul când intră proful în, în clasă. Bine, cred că și vina profesorului, că unii uh, nu știu să impună uh, iubirea, hai să nu spunem respectul, că intră în clasă, îmi povestea fetița mea care e în clasa a noua, păi a venit profa o anumită profesoară și aruncă catalogul pe așa și ok, hai să începem să predăm. Păi stai puțin că ar fi bine să ne cunoaștem. Uh, acum uh, ceva vreme, Maria a, uh, a făcut... Uh, vreo 5 luni de zile a fost a făcut școală în, în Grecia. A trebuit să plece o, o perioadă din, din, țară cu mama ei și a făcut școală în, în, Grecia câteva luni. Și povestea cum e acolo. La ora 8 predau telefoanele într-o cutiuță, într-un seif, se încuie. Toți copiii se adună în careu, cum se făcea pe vremuri la noi, se cântă imnul Greciei, tatăl nostru, toată lumea, după care merg în, în clase și în pauze, obligatoriu, copiii nu au voie să, să stea în clasă, sunt obligați să stea în curtea școlii. Pentru că sunt puși să socializeze, să discute, să se, să, se, să, se, să se cunoască. După primele două săptămâni, toți părinții au întrebat, eu o colegă nouă din România, ok, să vină pe la noi pe acasă. Vreau să cunoască cine e străina aia. La, uh, îmi povestea o mămică că la o școală din București, învățătoarea nu le dădea voie copiilor în pauza mare uh, uh, afară. Și părinții au întrebat ce se întâmplă. Păi, Doamnă, nu le dăm voie afară, că se pot întâmpla tot fel de lucruri. Și atunci ai țin în clasă să stea în bancă, nici măcar să alege prin, prin clasă. Probabil cu ochii în telefon că bănuiesc că nu le ia telefonul Exact, nu niciodată. cum să iei telefonul e copil, în copil în zilele noastre da. Te trezești cu bă, reclamații la doamna Deca la minister Da. Aici despre situația din de școală sunt alții care pot vorbi, cred mai multe, mai multe decât noi Nu știu cât timp mai avem dacă ne-am apropiat de, de final dacă ne puteți spune Deja e... Dacă vrea cineva să pună întrebări, Daniel, colegul Chiar meu. care e ultima. Ai o întrebare? Fi, e finalul. E s -s Hai că vin pe Așa, așa. Păi nu mă salvează colegii? Foștii colegi? De la liceul Economic 1, Daniel Novac. În primul rând, bună seara tuturor. Vă jur, da. vă jur că m-am gândit că așa va reacționa. N-am discutat absolut nimic. <laughs> și m-am așezat, după cum vedeți mai în spate, puteam să fiu și eu în primul rând. În primul rând, trebuie să spun că de Daniel mă leagă mai mult decât o colegialitate de peste 30 de ani, o prietenie foarte mare. Am și multe emoții. Nu nu era vorba de un laudațiu, Daniel, era vorba de, de o întrebare. Pun și întrebarea, că m-am gândit și la ea, pentru că dacă știam că vii, atunci eram sigur că trebuie să și pun o întrebare legată de tema discuțiilor de astăzi. Uh, dar dacă m prezentat, atunci să știe lumea că veni vorba de comunicare, să știm cine cu cine vorbește și de ce vorbește. Dacă e vorba de o întrebare, m-a preocupat multă vreme, deși eu nu, nu am copii, m-a preocupat multă vreme de ce în școală, atunci când e vorba de ora de religie, se nasc atâtea dispute. Ce e atât de greu de înțeles? Sau ce e așa de... Uh, toxic sau ce e așa de uh, complicat să lași la alegerea copilului să participe sau să nu participe la o astfel de, de oră și m-am gândit că, că sunt mult mai multe teme foarte importante în societatea de astăzi decât aceasta la care oamenii nu sunt atât de implicați și atât de agresivi, de atât de volubili, atât cu atât de multe idei. M-am gândit de foarte multe ori și poate ai tu un răspuns sau Părintele Sturzu legat de acest, de acest aspect. Pentru că știm care e obiectul disputei. De ce se întâmplă asta? Băi, aș uh, încerca eu să vă spun, cred că, în primul și în primul rând, educația uh, religioasă ar trebui făcută în, uh, în familie. Se spune că, în spatele unui om credincioasă, o, 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 o bunică credincioasă și uh, au mai fost discuții pentru că, având experiență, având doi copii, pot să vă spun că am avut experiențe frumoase, dar și experiențe urâte cu profesorii de religie. Pentru că unii n-au ce căuta acolo. Nu. Pentru mine a îmbia un copil, am înghia un copil la ora de religie, nu e despre flăcări, nu e despre iad, nu e despre niște lucruri pe care e greu ca, ca adult să le, să le dacă nu ești dus la biserică, dar voi pentru un copil. Și cred că un profesor de religie trebuie să se vorbească despre iertare, despre empatie, despre a, a ajuta un coleg care are autism. Asta nu învață nimeni. Învățăm niște lucruri care sunt total nefolositoare. Și cred că nu numai profesorul de religie, cred că toți profesorii, în afară de 1 plus 1 și formule chimice, ar trebui să se învețe pe copii să fie oameni. Asta este opinia mea despre ora de religie, despre... Și de aia sunt unii oameni care uh, nu merg la biserică, adică nu și când vine copilul acasă și uh, îți povestește de lucrurile astea, normal că ei razna. Adică trebuie de înțeles și părinții care uh, sunt împotriva uh, orilor de religie, pentru că au avut niște experiențe neplăcute cu niște oameni care trebuia să să spunem pe paia dreaptă, trebuia să uh, treacă printr-un uh, examen psihologic. Adică să meargă la un psihiatru mai întâi, să treacă pe la terapie și apoi să predea religia în, în anumite uh, situații. Nu toți sunt la fel, dar da, sunt mulți da, care uh, au nevoie nu, de așa nu, ceva. Nu știu că de mulți. Cred, sper că nu sunt foarte mulți. Cred că mai degrabă minoritar. Nu, Părinte, profesor, ce ziceți? Exagerează, nu? Suntem doi la unul. Vă rog. Uh, bună seara. Iertați-mă că nu mă pot abține. Uh, problema orei de religie este următoarea Cu ce o compari? Vrei să facem un test cât dintre copii vor matematică? Pe bune? Vrei să comparăm cu calitatea profesorilor de chimie și fizică care este pe care de dispariție în România? Adică, în primul rând tot sistemul de învățământ are nevoie de o revizuire a cadrelor care intră să l-alcătuiască dar nu face nimic să îi îmbunătățim pe oamenii ăștia Generalizările sunt extrem de periculoase În Iași e Olimpiada de religie Niște oameni jos, pălăria era Să-ți măncau o înghețată cu... Uh, sigur că era de post Era... Hai că tot ora de religie naște, naște libertate Eu sunt un om care am fost pentru ora de religie Nu, nu, nu e vorba că suntem da. pentru, contra Crede-mă, e, e lege Ora de religie a intrat în lege, punct Aici nu mai ești pro, contra, s-a votat Ceau, doar... Ce facem? Pentru că cei de acasă să știe măcar cât copilul despre ce vorba la ora de religie. Deci o generație de părinți tampon care nu au făcut școală sub de religie și habar, n-au pus mai păcate de religie în viața lor. Dau pe Google și încep să dea teorii despre ora de religie. Doi, nu spun că n-ai dreptate. Eu însu m-aș bate. Aș binecuvânta câțiva. Soluția este clară. Că e o dinamică a orei de religie de care trebuie să ținem cont toți. Ce mă înspăimântă pe mine este că în timp ce Biserica și învățământul teologic face eforturi să schimbe situația, părinții tot pe lor o țin. <rătări> Că ei tot acolo sunt. N-au pus mâna pe o carte, n-au pus mâna să citească nimic, n-au pus ochiul pe un film. De aici e ideea cu Biblia copiilor. Toată lumea a zis că e scrisă prea sus. Da, că e intergenerațională. Eu n-am scris nicio carte până acum pentru copii, am scris pentru părinți care vor să le citească copiilor, punct. Dacă tu nu faci niciun efort, tu vii acasă toți, tot, în înjurând și tot bodogănind și tot băgând în capul copilului. Bă, lasă bă cartea, uite bă la vecinul nostru care mănâncă salamul ca banana, frate. Adică ui la el, ăla, ăla e om adevărat. Deci dacă tu continui să fii grobian în exigența pentru învățarea orei, iată-mă că spun, da, la limba română noi stăm dificil. Because e mult mai important să facă un coaching. Înțelegi ce zic? Adică noi am prostit cu tot învățământul și dăm vina unii pe alții. Unii pe alții. Eu, ca profesor în universitate, susțin demersul colegilor mei din preuniversitar de a ne aduce oameni cât se poate de aproape de normalitatea educațională. Nu le iese săraci, dar n-au ce face. Eu te întreb pe tine acum, Daniel, un profesor de chimie, pe mine m-a întors la credință profesora mea de chimie care m-a învățat legile chimiei, proful meu de fizică, care m-a învățat fizică. N-auzisem în viața mea până atunci de eva. Sfinți părinți, hai să fii în serios. Maxim mărturisitorul, nu. Dar proful meu de limba română mi-a cerut exigența de a ști limba română. Ăla, profesorul de CSP, cum era pe vremea noastră, frate, la ne-a învățat filozofie. Hegel, Kant, uh, ce ăștia, nici ăștia, bă, bieții copiii, cred că asta e firmă de Adidas, adică n-au nicio treabă. Nu poți duce în desuet învățământul ca să mulțumești niște mediocri care n-au depășit școala profesională niciodată, sau unii care sunt doctori în domeniul lor, dar din doctoratul lor nu-și văd propria familie. Aici e riscul. Ori asta e o dinamică aproape continuă. E ca la Radio Zoo, ca să fiu în direct. A, Voi pildă, pildă. Destul, pe, pe, pe asta mă intrigă întotdeauna la radio și Cătălin, pe care îl salut, știe, nu pot asculta voxuri. Deci, în emisiune se vorbește despre dezvoltarea culturală a nației române. Și apare o tanti care spune, da, da, cratițele noastre s-au ars în urma unui proces de ardere. Da. exact opus a tot ceea ce se discută. Asta arată lipsă de alfabetizare în comunicare. Totală. Iar țara asta trebuie să facă efortul în întregime. Îmi să spun de la găgăniță până la universitate și inver... clasa politică nu are nevoie. Ei se înțeleg perfect. Observați că este un limbaj paralel cu țara care funcționează perfect. De aia nu se schimbă nimic în nicio lege, de fapt, pentru că ei sunt foarte mulțumiți de ceea ce ei imit. Ei se înțeleg excelent acolo. Dar mediocritatea nu e unitate de măsură pentru educație. Noi nu stăm nici măcar în mediocritate. Nu avem dreptul să stăm în mediocritate. Sunt de acord că acolo unde sunt excese, ele trebuie nominalizate și amendate. Să te ferească Dumnezeu să, schimbi, să încerci să schimbi un profesor de religie și să afle sindicatul. Abia așteaptă, mă, ăștia, sindicatul care n-a făcut nimic pentru protejarea orei de religie, să ne înțelegem. Dar dacă Doamne ferește, ca să se arate ei cât sunt de important și de ce își merită salariile a barosane de ți se face rău, câte unii dintre ei sunt nababii sistemul educațional. Dintr-o dată sunt fieri apocaliptice. Nu, nu reușim să impunem de fapt o ierarhie a valorilor în ceea ce privește educația, religioasă sau generală, pentru că, de fapt, nu mai avem cui să o impunem. Ne-am început să trimitem în școli oamenii care nu mai vor să simileze în altă parte o muncă. Iar cei care se duc de bună credință și de bună calitate, îi bat jocorii unde îi prindem. Exact. Deci, nu are nicio treabă să știi că asta cu mâncatul profilor acasă la copii încalcă legea, printre altele. Sunt beneficii minore în raport cu munca prestată într-un spațiu în care statul deja te pregătește și îți acordă și sport de plată pentru hrană. Deci deja ne aflăm în contradicție cu legea. N-are rost să discutăm. Dacă ne ia cineva la puricat, facem pușcărie toți, ne ducem îmbrăcați în zeghe la școală, mâine, povine. Dar, ceea ce rămâne fundamental este să se încurajăm copiii să vadă dincolo de motivațiile generațiilor din jur. Ne avem câteva generații care s-au mediocrizat absolut prin pierderea motivației. Părinții noștri au pierdut motivația, ei care au construit canal Dunăre Marea Neagră, Bumbeș, Livezeni, Partid, când deschideau gurița, le se vedea stegulețul roșu în cerul gurii. Deci oamenii au pierdut idealul munților. Gândiți-vă la cât a pierdut Iașul, Fortisul și cealate, toate celelalte lucruri industriale. Ei încă mai cred că e ca atunci, te trimit cu 100 de lei vechi cu Bolcescu la piață și zic să le aduci și restul. Au da? urmat una, două, trei, Patru generații fără nici un pic de educație religioasă decât ce au prins așa din fuleu. Și aici mă refer inclusiv la istoria religiilor, că e aici domnul profesor Gavriu Țădeci, care n-au înțeles nimic și au picat dintr-o dată într-o oală cu sincretisme. În care cea mai mare obsesie este de ce nu avem data comună a Paștilor cu catolici. Dom'le, ne-a luat, nu mai zic dracu, că mi-a domnul Victor, ce, domnul Vlad ce -a să nu mai zic, ne-a luat ăla pe toți, e cea mai mare problemă națională. Vă spun eu care e cea mai mare problemă națională. Lipsa de pocăință în actul profesional al fiecăruia dintre noi. Dacă reușim asta, suntem salvați. Dacă nu, pa. Pa. Și încă un lucru și cu asta chiar închei. E o mare diferență între a crea oameni morali și a moraliza oamenii. Moraliști. A crea oameni moraliști. Din nefericire, tindem toți să creăm o societate moralistă, multilateral dezvoltată. Total lipsită de verticalitate morală. În care fiecare îl atacă pe fiecare, fiecare își dă cu părerea despre fiecare. Asta arată, în plus, că am ratat, de fapt, modelul educațional pe care l-am propus. Știți când am fost cel mai corect să se vadă ce valoare bună a avut ora de religie. Nu o să mă credeți. La colectiv, când tinerii au înjurat biserica. Numai o biserică sănătoasă crește copii atât de liberi încât ei se pot răscula împotriva bisericii. Când vin să ne spună ce încântați sunt de mirosul de tămâie, deși se sufocă, ce mult le plac slujbele și nu înțeleg nimic din ele, ne aflăm în plină minciună. Deci ora de religie este o oră de sinceritate. Pricepi bine, nu pricepi Iarăși, bine, trebuie să mergi mai departe, că oricum dăm note umflate la de religie. Ferească Dumnezeu, să dai un 5 la religie, te-au împușcat în cap de la, la femeia de servici La muzică la direct, e mai periculos. Exact. La muzică e mai periculos. Ați văzut cazul cu copilul care a primit 1 la liceul național din, din Iași. A luat 1 la muzică? Da. Ai notă mare. <laughs> Știți că, țineți minte, când eram noi copii, era nota 0 la purtare. Mai țineți minte. Și. Piesa aia întreagă dezbătea, de fapt, ideea că nu există note pentru suflet. Pentru vocații nu există note. ar la 10 înseamnă. la, nu? Da? Pe bune. Câtă lume nu s-a încântat de tot ce, tot ce înseamnă fenomenul ăsta al, al, al spectacolelor publice. Nu vorbesc de funie în casa spânzuratului, că n-are rost. Dar în aceeași vreme, în spatele acestor procese de distracție, sau au creat niște distrageri morale atât de adânci, încât aproape că nimeni nu mai atent la scenă. Dacă vă uitați, nimeni, nimeni nu ne spune ce școală a făcut cântăreața cu tare, cântăreața cu tare, cântăreața cu Ne spun câte implanturi au făcut, cât au costat o Adida și basketii, uneori elemente ascunse de îmbrăcăminte. Adică lumea e mult mai atentă la mizerie și mai puțin atentă la lumină. Ora de religie este despre lumină. Ea tot timpul va exorciza, va obliga uh, copilul să se uite în direcția în care părinții lui nu s-au uitat niciodată. Știți că a fost cea mai frumoasă măsură că într-un fel sau altul clasele 1-4 și-au făcut datoria? Când îmi spuneau, veneau tații la biserică nervoși că fica sa s-a făcut o brasnică și că atunci când el s-a așezat la masă să mănânce ca Fernando din Caransebeș, Fetița a zis, Stai așa, nu mânca ca un porc, hai să ne rugăm prima dată. Sună prost. Frumos. Sună prost, dar este, e realitate. E, sună extrem de, adică să-i să, să fi o tată asta, eram afiș electoral de mic. Deci nu se poate, dar fetița a exprimat un adevăr cu niște cuvinte nepotrivite, pentru cuvinte nepotrivite sunt de alte materii decât ora de religie. Total alte materii. Aia care ne învață să raportăm în procente. Dacă vrem să mințim un popor, dăm procente, frate. E perfect. Când vrem să spunem adevăr, avem nevoie de cuvinte puternice. Școala românească are nevoie acum de cel mai puternic cuvânt din lume. Școala este o comunitate în care toată lumea învață. Nu mai știm cine, de la cine. Dar e important să învățăm toți. Ora de religie este ora de la care proful de religie învață de la copii nimeni nu mă crede, am teste făcute, fac și eu tot felul de cercetări științifico-fantastice, așa. Testele vădesc clar că transferul de credință de la copii spre profesori e mult mai mare decât de la profesori la copii. S-a încorat de lege și a, făcut, și a atins targetul. Mulțumim tare mult și ar fi frumos să se, să se întâmple așa. Ora de religie este foarte bună și sperăm ca să aibă parte și de oameni cu vocație, oameni cu har care să vorbească copiilor din suflet, nu din cărți. Mulțumim. Cred că ne, ne oprim aici. Nu știu. E, e, un, e un final un pic așa mai, mai abrupt, dar cred că este bine așa. Cred că am reușit în seara aceasta măcar să deschidem un pic, să crăpăm așa portița uh, sufletului nostru aici și eu și Daniel să ne deschidem cât cât de puțin sau cât de mult am putut noi, fiecare dintre noi. Uh, Rămâne să, să învățăm să cultivăm acest lucru. Eu, după cum ați observat, încerc să mă retrag cât de mult pot din tot ce înseamnă zona aceasta de, de mă rog, rețele sociale, de socializare și mai departe. De ce? Ca să aloc timp contactului direct, real cu oamenii. Prefer să stau la spovedanie, prefer să stau la o slujbă, prefer să mă întâlnesc, să am anumite lucruri. Trebuie să reînvățăm, să comunicăm, să ne privim în ochi, să ne îmbrățișăm, să reînvățăm să fim în starea aceasta reală de comuniune. Nu există comuniune virtuală. Acolo sunt... E, e o mare păcăleală, e o mare iluzie. Da, e un mijloc, poate fi folosit, poate fi cu beneficii, nimic de spus aici, nu discutăm asta. Dar avem nevoie să ne întoarcem la... Lucrurile simple, lucrurile uh, adevărate din viața noastră, lucrurile care se ne țină în, într-o legătură. Mai bine să stăm uh, pe o bancă și să ne uităm în gol, așa, în zare, decât să stăm pe telefon și să zicem că am aflat nu știu câte lucruri. Oricum uităm. În scurt timp am uitat ce am văzut și oricum nu ne folosește. Cel mai des e un balas cu care ne, ne împovărăm. Um, eu v-aș ruga să nu vă retrageți Pentru că e nevoie okay. de oameni care Să, să ne dea niște repere uh, Așa cum de Sunt destui despre... oameni, Daniel, sunt acum așa cum Cândva se... era, era da, nevoie Să nu rămână doar e. Părintele Necula Că vorbeam cu o grămadă de prieteni Care spun, bă știi de ce îmi place la, la Părintele Necula Eu nu sunt un om dus la biserică Bă, dar îl înghit pe Necula, îl ascult Când uh, îl aud pe Părintele Povestind, vorbind Îl uh, îl accept. El accept. mai ușor. Da, el digeră mai ușor și oamenii care nu sunt la biserică. Pentru că și e un foarte mare, bun comunicator, pentru că știe să vorbească pe limba omului de astăzi. Asta e. Da, și evident, e, e autentic, e firesc, e, e inspirat. Slavă Domnului că avem oameni ca Părintele Nicolae. Dar fi câți mai mulți așa. Dar, iată, și tu ești un model și de acum, cumva, știți, trebuie să ieșim și cumva din asta. Nu știu dacă Părintele Nicolae e de acord cu mine, dar să ieșim un pic și din zona aceasta în care toate trebuie să le facă preotul, toate ale bisericii și cu mărturisiri. Și cu... Așa. Păi laicatul, ce face? și ce fac? E vina noastră, bineînțeles că noi n-am pus în valoare. Noi am ținut așa, la parohie, noi suntem totul, de la administrator, slujitor, facem de toate, contabil, noi facem... Nu, avem nevoie să, să dăm oamenilor șansă, oameni, oameni care vor să se implice, oameni care chiar știu ce să facă în diferite aspecte ale vieții parohiale și mai ales în domeniul acesta al, al comunicării. Sunt niște oameni și sunt și în sală, am aici ucenici care, cum să zic, în jurul lor fac o, o lucrare foarte bună, foarte bună. Sunt, sunt foarte bucuros pentru ei, pentru felul în care ei reușesc să transmită ceea ce ei, ei la rândul lor, trăiesc în relație cu Dumnezeu. Da, sigur, mai întâi ai nevoie tu să trăiești, ai nevoie tu să, să exersezi acest lucru într-o comunitate și apoi să transmiți și celorlalți. Mie mi-a plăcut foarte trăiești. mult de, de multe ori când sunt uh, situații mai uh, uh, tulburi, așa în. Uh, în biserică sau în societate. mai sunt pe pe părintele și mai uh, mă lămurește -a asupra... Ne sfătuim, da. Ne sfătuim, da. Uh, și mi-a plăcut foarte mult ce a făcut, uh, ce a făcut părintele, mi-a povestit uh, când a ajuns uh, în funcția de comunicator al uh, Mitropoliei, când mi-a spus că a făcut un grup de WhatsApp cu toți oamenii din presa eșeană. Mi s-a părut fantastic, da, atât e de simplu. De, e de câțiva în grupul acela și a funcționat foarte bine. Și, uh, adică noi, nu vorbim pe Noi ne-am adunat, da, da. deci în perioada Hramului Sfintei Vă știți cum e, uh, chiar a scos uh, o, 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 o jurnalistă uh, de, la, de la o televiziune națională, corespondent local, zice, pentru noi, săptămâna în care e Hramul la catedrală e ca săptămâna mare. Deci așa de bine, deci e, e ceva cu totul special pentru ei, cu totul deosebit. E o emulație, ne suntem împreună de dimineață până seara, biroul e deschis, vin oricând, mănânc un sandwich la acolo, le dăm o cafea, stăm de vorbă, ne punem de acord ce să facem, ne informăm reciproc, unul zice, e la stâlpul cu tare, unul zice, e nu știu ce problemă. Am avut anul trecut, deci este incredibil cum au evoluat oamenii din presă, de la situații în care învânau așa zisele butoaie cu bani care nu se mai terminau pe acolo, până la a, a înțelege, mă rog, odată că au înțeles foarte bine fenomenul, și doi, să vină în ajutor. Deci au fost, și vă dau două exemple. Unu, la un moment dat au fost adusă la Racla Sfintei o femeie demonizată. Se întâmpla anul trecut. Era un grup și era și colegul meu, Luciana Popei, el a fost martor la Ocular, de oameni din presă, inclusiv cineva de la radio, de la TV, erau cu camerele, cum stau ei așa, din zona aceea a Baldachinului. A început femeia să agita, știți cum, cu cât se apropia de rac, la, agitație, agitație, a trecut, s-a dus mai departe, cei care însuți au scos, au trecut și l un moment dat unul din presă, cineva care e chiar la radio, zice. Mă, voi vă dați seama ce s-a întâmplat acum? Și ceilalți ce? Păi voi vă dați seama că a trecut pe la femeie demonizată care a, scotea sunete, făcea, era acolo spectacol. Și niciunul dintre noi nu s-a dus să filmeze, să repede, să ia ceva acolo, o imagine, să întrebe despre ce e vorba. Noi am stat liniștiți aici la discuție. Au depășit momentul acela că trebuie ceva spectaculos cu... și al doilea, mai tare decât asta, la un moment dat am, un, un, un cameraman, tot de la Televiziunea națională, corespondent, erau pe rând, pe, pe traseu. Și la un moment dat s-a creat o umbulzeală, e, mă rog, au forțat unii pe acolo rândul, era și cam lat, a fost foarte multă lume și rândul a trebuit să fie cam lat, că nu erau suficiente, suficiente forțe de ordine. Și când a văzut că se creează învălmășeala și începeau să se certe între ei, ce a făcut cameramanul? A pus camera să filmeze? Nu. S-a dus repede și nu mi-a zis-o el, mi-a zis -o altcineva. El n-a zis nimic, deci nu mi-ar fi povestit. S-a dus repede până a găsit un preot, când avem preot de arunc, și zice, părinte, haideți să repede vă rog acolo și stați un pic de vorbă, că acolo s-a creat o, o A venit părintele, a început să vorbească cu ei, să-i mirească, s-au calmat, s-au liniștit. Deci mi minunat. Mi-a povestit la un moment dat cineva care a în, într-un post de televiziune, care făceau senzații pe la, pe la ora 5 și pe la alte ore, că a venit la Iași, la Sfânta Parascheva să urmărească, să facă niște reportaje și mi-a zis, păi nu sunt un om dus la biserică, dacă când am văzut atâția oameni care stăteau acolo de dimineață până seara, am zis, dacă eu fac reportajul ăsta, eu îmi bag joc de oameni ăștia. Și a zis că n-a mai putut să facă uh, reportajul despre ce se întâmplă la Sfânta Parascheva adică într-o anumită, într -o... Într -o anumită uh, da, Dar știi noastră. ce era paradoxal? Și în anii când se dădea ordine să se filmeze butoaie sau orice îmbulzeală devenea evenimentul principal, deși toată de, liniștea de știri. aia, toată 24 de ore, să zicem, a fost liniște perfectă și era un moment de îmbulzeală. Ăla era dat. Uh, chiar oamenii care transmiteau aceste lucruri și le dădeau ordine celor de pe teren trimiteau pomelnice. Zice, asta a fost teribil. Zice, părinte, noi nu mai înțelegem nimic, spunea reporterii. Pe de o parte ne spun să dăm ceva, să iasă prost acolo să se știe, de altă parte zice, pune și mie un pomelnic. Asta e ca bătrâna care la icoana Sfântului Gheorghe să ruta pe Sfânt și diavolul de dedesubt și l-a întrebat, Mama, e ce faci? Nu știu unde ajung, mă pun bine cu toate. Ceea ce arată că aceste persoane care transmiteau ordinele, de fapt, nu ele le inițiau, erau mai în spate alții. Da, care... dar asta înseamnă o dar... comunicare bună a bisericii. Da, așa este, într-adevăr am... Pentru că dacă stăm în birou și nu răspundem unor oameni care la început sunt agresivi, a doua oară poate sunt mai puțin agresivi și a treia oară vin la spovedit. O, da, dacă știți la ce emisiune am fost și spunea... Cu animul, de exemplu, m-a invitat un... Și știam că urmează să fiu tocat mărunt, mărunt, așa, a făcut șnițel. Uh, zic, n-ar peste ce fac, mă duc? Da, te duci. Da, dar știți, acela e un om care așa lovește în biserică și sigur și acum ce... Nu contează, te duci. M-am dus. A fost o emisiune, a mai fost și a doua. Până la urmă am reușit să mă împrietenesc cu omul acela. Lucrurile s-au schimbat. Cu mila Lui Dumnezeu am făcut, zic, cât am putut și eu să fac față. La una din emisiuni, chiar a remarcat, era protopop cineva pe vremea aceea, zice, am văzut și eu, zice, de când vă știu, n-am văzut așa ceva. Pe final de emisiune am văzut că în sfârșit v-ați enervat. Nu v-am văzut niciodată. Cred că a fost prima și ultima dată că m-am enervat, dar nu la modul, mă uh, înțelegeți un pic. Uh, făcuse un lucru foarte urât. Mi-a dusese un preot caterisit, fără să mă anunțe, nu știam subiectul, nici eu nu mai țineam minte cu câțiva ani de ce a fost caterisit acel preot, care ne-a acuzat de tot felul de lucruri. În fine. Dar în general, faptul că am încercat să-i înțeleg și pe ei și am încercat să primesc și indiferent puteau să, să mă, inclusiv pe mine, să mă critică sau să mă pună într-o lumină proastă, a doua zi, ce faceți, cum sunteți, îi primeam la fel de firesc, încercam să-i ajut dacă puteam să-i ajut cu ceva, să obțin o informație și au înțeles asta, au înțeles că... În in, in inima mea, ei uh, au un loc special. Ei, ei chiar îi ei pot să spun, uh, și nu fac paradă de, de sentimente, că iubesc pe oameni din presă, pentru că am, am reușit să-i să cunosc cumva și să-i cuprind și s-a creat așa o relație specială. Și vă, vă felicităm pentru lucrul ăsta. Chiar uh, în ultimele uh, perioade, în uh, ultimii ani, uh, nu mai e așa o mare critică față de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Este spre zero. Deci nu trebuie să renunțați, trebuie să rămâneți. Nu, nu, într-adevăr, se, se prezintă lucrurile într-o manieră firească, zic eu, normală, că noi nu vrem să fim nici lăudați, nici nu, despre asta este vorba, dar să se prezinte realitatea, așa cum este ea cu nuanțele de rigoare, desigur, nu suntem perfecți nici vorba, avem, de la an la an tot încercăm să îmbunătățim organizarea, tot timpul după ce se termină hramul, fiecare consilier, fiecare pe domeniul lui face o listă cu cea mai sesizat, deși avem ani de zile în spate, tot mai sesizești ceva ce mai poate fi corectat, îndreptat, dar eu zic că s-a intrat într-un firesc. Lucrul acesta m-am bucurat și în general în biserică, dacă ați observat, nu mai sunt acele campanii, vă mai aduceți aminte, să dădea ordin și o săptămână pe câte o televiziune națională, în fiecare seară era ceva rău la adresa bisericii. Era clar campanie și știam, știi, așa pe surse de la, de la ziariș, că asta era ordinul, pe unitate. Nu mai sunt lucrurile acestea, dar lucrul acesta nu m-a liniștit din potrivă, pentru că am, am cercat să, să, să cum să zic, să ciulesc așa urechile și să măresc ochii, dar totuși ce se întâmplă? Ceva nu e în regulă. De ce au, de ce au oprit? De ce au luat piciorul de pe, de pe acel? De ce nu, nu ne mai lovesc? Și mi-am dat seama că se acționează acum și asta e mai îngrijorător. Mai bine să ne fie atacat. Eu prefer să fim atacați, calumniați decât, decât, decât ce se întâmplă acum. Când știți ce se încearcă și se întâmplă în ultimii ani, cine are ochi să vadă, poate să vadă. Nu numai în presă, în general, în spațiu public. Se încearcă, cum să zic, atacul din interior. Divizarea noastră, deci, ruptura noastră. E în biserică, uitați vă Uitați-vă, oameni care acum câțiva ani inclusiv intelectuali din biserică, oameni consacrați, nume, oameni din pact, erau pe aceeași baricadă, că eram toți atacați într-un... Toți, da? Biserica era atacată. Acum sunt divizați. Partidulețe, grupulețe, opinii de nu știu care, se, se, se lucrează foarte insidios și foarte viclean. Și aici este trebuie să fim noi foarte atenți. Cine și cum caută să... Se, se introducă dezbinare și e mai periculoasă asta. Nici nu mai e nevoie să ne atace. Că se, se produce asta din interior, din păcate. Mulțumim! O seară plăcută tuturor! Doamne, Doamne ajută! Știu.